Școlile din România se situează pe locul 2 într-un clasament în ceea ce privește violența în unitățile școlare, care cuprinde 37 de țări potrivit unui studiu al Organizației Mondiale a Sănătății. Potrivit datelor Organizației Salvați Copiii România, peste 70% dintre elevii români se tem de comportamentul agresiv al colegilor de școală. De aceea sunt necesare proiectele de prevenire, precum Dincolo de Aparențe, care a ajuns anul acesta la cea de-a 5-a ediție. Combaterea și prevenirea violenței din rândul elevilor a devenit o temă de reflexie pentru toți cei implicați în actul educațional. Școala este locul unde violența se exprime, unde copiii și adolescenții cu potențial violent își găsesc cel mai confortabil loc în care să-și trăiască furia, nemulțumirea, impulsivitatea, necontrolată, intimidând pe cei mici sau pe profesori în numele unei puteri pe care și-o arogă. Echipa de proiect își dorește ca și anul acesta să își realizeze scopurile făcând o analiză din 23 de unități de învățământ care sunt pe raza municipiului Târgoviște, am constatat că undeva în jur de 18 unități de învățământ au fost partenere de-a lungul celor 5 ani de existență acestui proiect, întâlnire în comunitate sau în vizite la penitenciar cu persoane private de libertate. Ne dorim ca și anul acesta să continuăm ideea. După cum știți, domnul inspector șef, anul trecut am reușit să ajungem cu proiectul și la Pucioasă, la două unități de învățământ, și anul acesta ne dorim și dacă se poate să ajungem și în alte unități de învățământ. Beneficiari ai acestui proiect, ca în fiecare an, vor fi sute de elevi din școlile din Dâmbovița, persoane care execută pedepse privative de libertate și minori din centrul de reeducare. Toți aceștia fiind implicați direct. Deținuții nu au doar rolul de a transmite mesaje antiinfracționale tinerilor elevi, ci sunt și ei beneficiari, deoarece le este valorificat timpul petrecut în detenție prin implicarea activă a acestora în proiecte socioeducaționale, ca parte a procesului de reintegrare socială și pregătire în comunitate. De la an la an, partenerii în cadrul proiectului Dincolo de Aparențe s-au înmulțit și s-au implicat tot mai mult în educația antiinfracțională a elevilor. Chiar dacă de anul trecut unitatea noastră și-a schimbat titulatura și-a schimbat grupul țintă, eu cred și promit alături de colegul meu, de domnul Cristi Borcănescu, că vor rămâne parteneri fideli și serioși. Și mai ales cred că e momentul să intervenim în special în rândul populației minore, mai ales în ideea aplicării în câteva luni anului cod penal și a codului de procedură penală. Activitățile care s-au desfășurat anul trecut au fost, zic eu, de un real benefic pentru deținutele care au participat, și prin cuvintele pe care le-au spus elevilor. Eu sper că mesajul lor de prevenire a delinvenției a fost unul puternic. De adevăr, cei care au participat sunt deținuți cu un comportament bun în perioada detenției, iar rezultatele în ceea ce privește evoluția lor comportamentală a fost una pozitivă în participare la acest program. S-au obișnuit să vadă ceea ce se întâmplă la televizor, adică să vadă faptele, nu? Să vadă că un om poate să comită un act de violență sau un act de delinvență, da? Și nu văd mai departe care sunt consecințele acelor fapte. Și cred că acest proiect aduce în atenție consecințele faptelor persoanelor respective. Și consecințele, să spunem, cele penale, dar și cele de ordin psihologic. Practic, în cadrul proiectului, elevii sunt puși față în față cu deținuții de la penitenciarele partenere. Aceștia, din urmă, transmit elevilor mesaje antiinfracționale, iar tinerii pot conștientiza ce înseamnă violența, ce înseamnă, în general, delicvența juvenilă și pot vedea clar cum se plătește dacă greșești. Anul trecut au trăit experiența persoanelor private de libertate 850 de minori din școlile din Dâmbovița.